Bună dimineața tuturor, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă, prima a lunii decembrie, după evenimentele avute cu ocazia sărbătoririi zilei naționale. În perioada 3-7 decembrie, o delegație formată din 30 de membri a echipei din Primăria Municipiului Roman s-a deplasat într-o vizită de lucru la Oradea. Echipa de 30 de membri din primărie a fost completată cu 3 reprezentanți ai asociației Fundația Terra Mileniul 3. Împreună suntem într-un parteneriat, într-un program cu finanțare europeană, creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea sistemului de management al calității și introducerea CAF, un proiect finanțat de Uniunea Europeană, așa cum vă spuneam, într-o valoare totală de 417.610,47 lei. Practic, obiectivul acestui proiect este acela de a crește la nivelul administrației Municipiului Roman, creșterea nivelului de cunoștințe și abilități necesare pentru utilizarea și optimizarea permanentă a proceselor din perspectiva unei orientări către beneficiari. Noi am identificat la nivel național ca prima instituție care a introdus sistemul de autoevaluare, sistemul CAF, ca fiind prefectura Oradea. De asemenea, din punct de vedere a managementului calității, o primărie foarte avansată a fost primăria Oradea, astfel încât am încercat să legăm cele două instituții publice din județul Bihor pentru a dezvolta și un schimb de experiență între reprezentanții primăriei Municipiului Roman și reprezentanții Municipiului Oradea. Și am efectuat de asemenea și o vizită de lucru la Eco Bihor, societatea care administrează depozitul ecologic de la Bihor, pentru a înțelege și din punct de vedere al sistemului de colectare colectivă cum funcționează lucrurile la nivelul județului, la nivelul municipiului Oradea. Dacă, să spunem, la nivelul municipiului Oradea am avut discuții aplicate pe sistemul de colectare a deșeurilor care este realizat de o altă societate, am vrut să vedem și care sunt efectele până la urmă în momentul în care ajung la depozitul ecologic aceste deșeuri, dacă se respectă fracțiile de colectare selectivă. Și am constatat că mai este mult de lucru, chiar dacă vorbim de un oraș din vestul țării. Acele încercări de a închide platformele gospodărești nu dau tocmai efectul scontat, în sensul în care țintele de reciclare sunt departe de a fi atinse, fiind undeva cam la același nivel cu municipiul Roman. Am fost plăcut impresionați de sistemul creat la biroul unic din Oradea, un sistem foarte modern, care a adus în incinta primăriei și câțiva furnizori de utilități. Un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, însă mai greu de implementat la Roman, având în vedere faptul că Oradea este până la urmă un municipiu reședință de județ și toate aceste instituții și-au sediul în municipiul reședință de județ. Însă sistemul de birou unic, părerea mea că poate fi implementat, deja am vorbit cu colegii mei din primărie. În perioada următoare vom identifica un spațiu generos care să permită realizarea unui astfel de birou unic și cetățenii să reușească într-un singur loc, într-un mod civilizat, să-și rezolve problemele pe care le au în primărie.
De asemenea, sistemul de parcări care este foarte bine dezvoltat la nivelul primăriei Oradea, în sensul în care sunt penalizate staționările pe o perioadă mai lungă de o oră, două ore și așa mai departe. Practic se acordă în zona centrală sau în zona primăriei, mai bine spus, primele 30 de minute sunt gratuite, după care progresiv prețurile se ridică destul de mult, ajungând chiar la două ore undeva la 3 euro. Și de asemenea am mai discutat și în ceea ce privește poliția locală, care aplică foarte multe amenzi în sensul descurajării acțiunilor antisociale și în ceea ce privește normele de utilizare a domeniului public și de întreținere a domeniului public, poliția locală amendând inclusiv asociațiile de proprietari care nu-și tund gazonul cel puțin o dată pe lună sau care nu curăță zona de competență și nu o igienizează. Vom încerca și noi încetul cu încetul să devenim mai fermi în ceea ce privește respectarea normelor de conviețuire socială. Vom sancționa mult mai sever, îi vom sancționa pe cei care vor arunca deșeuri în alte zone decât cele special amenajate, inclusiv pe domeniul public, dacă nu vei arunca la coșul de gunoi o hârtie și o vei arunca pe jos, vei fi sancționat. Credem noi că doar în acest fel putem să vorbim despre un oraș mai curat, un oraș civilizat, în care fiecare să ne respectăm unul pe celălalt și să putem ridica gradul de civilizație. De asemenea, vreau să vă informez că începând cu data de 1 decembrie am deschis un nou site, sau să spunem, am refăcut site-ul primăriei, un site pe care mi l-am dorit mai prietenos cu cetățenii, cu utilizatorii. Este mai ușor de utilizat, am încercat și din discuțiile pe care le-am avut și cu colegii mei să-l facem cât mai ușor de utilizat. Și acest site cu siguranță va fi îmbunătățit și în funcție de reacțiile pe care le vom avea de la cetățeni, în funcție și de noile servicii de asemenea pe care le vom introduce. Vreau să vă anunț că acest site a fost realizat în integralitate de către colegii mei de la biroul informatic din primărie. Ca element de noutate, să spunem, pe prima pagină am introdus accesul la toate serviciile online pe care Primăria Municipiului Roman le oferă. De asemenea, avem și o secțiune dedicată evenimentelor ulterioare care se vor realiza la nivelul Primăriei Municipiului Roman. Și de asemenea am scos în evidență și am afișat pe site și toate achizițiile pe care le face Primăria Municipiului Roman, atât achiziții directe cât și contractele cu o valoare mai mare de 5.000 de euro, fiind toate afișate pe site-ul primăriei. În ceea ce privește comercializarea brazilor pe raza Municipiului Roman, piața nu are o autorizație de comercializare a acestor brazi de Crăciun. Avem o solicitare din partea unui agent economic pentru a vinde cetină. I-am oferit locație în Potcoava, așadar romașcanii care vor dori să achiziționeze aceste ramuri de brad o pot face din Potcoava pieței. Restul, celelalte produse putând fi achiziționate din magazinele care comercializează acești arbori specifici de Crăciun sau din zonele special amenajate de alți agenți economici. Aș dori să fac un apel la fiecare dintre cetățenii municipiului Roman, întrucât
municipiul Roman sau reprezentanții ai municipiului Roman sunt implicați în două proiecte naționale. Unul îl vizează doi tineri din Roman care sunt implicați în faze finale pentru titlul de voluntarul anului. Larisa Ionela Ciocan este o tânără din Roman care se află în competiția pentru titlul de voluntarul anului în domeniul social. Și cel de-al doilea tânăr este Matei Dăscălița, care se află în finală pentru voluntarul anului în domeniul tineret. Aș vrea foarte mult să-i sprijinim fiecare dintre noi. Eu am făcut și o postare publică în ceea ce o privește pe Larisa. În cursul zilei de azi voi face și o postare în ceea ce îl privește pe Matei și fac un apel la fiecare dintre dumneavoastră să întoarcem practic spiritul de susținere pe care de care au dat dovadă acești doi tineri și noi ca și comunitate locală să le răsplătim acest efort pe care l-au făcut cu sute de ore de voluntariat în domeniile în care s-au implicat, un exemplu de urmat pentru ceilalți tineri și cred eu că merită susținerea noastră a tuturor romașcanilor. De asemenea, un al doilea proiect pe care aș dori să-l susținem împreună este proiectul intitulat Susține igiena în școli, acolo unde școala Carol I din municipiu are șansa de a câștiga finanțarea pentru modernizarea obiectelor și instalațiilor sanitare. Școala gimnazială Carol I se află printre finaliști, dar câștigarea proiectului depinde foarte mult și de votul online. Este vorba de un proiect finanțat de Domestos, așadar pe site-ul www.domestos.ro, igiena în 10 școli, romașcanii care vor dori să susțină acest proiect vor avea posibilitatea să voteze școala Carol I din Roman pentru a obține această finanțare. Și dacă tot ne apropiem încet și sigur de perioada sărbătorilor de Crăciun, vrem și în acest an să îi răsplătim pe cei care vor amenaja cât mai frumos fie balconul, fie spațiul comercial, fie casa, iar ca element de noutate ne-am gândit să introducem și ornarea celei mai frumoase scări de bloc din Roman. Credem noi că și aici unde există condominii, asociațiile de proprietarii de pe o anumită scară pot face un efort comun pentru a introduce spiritul sărbătorilor și în condominii. La nivel de grup dorim să încurajăm foarte mult ca fiecare dintre romașcani să se implice în acest proiect. Noi am creat acest grup pe pagina pe rețeaua de socializare Facebook, Spiritul Crăciunului l-am intitulat și așteptăm până pe data de 17 decembrie aceste poze prin care romașcanii care doresc să se înscrie pot primi like-uri de la prieteni, de la cunoștințe, de la rude, de la cei cărora le place cu adevărat cum și-au ornat aceste patru categorii pe care le-am gândit noi. Iar pe data de 19 noiembrie, atunci când vom avea ședința de Consiliul Local, ședința festivă, să invităm alături de noi și să-i premiem la fel ca anul trecut pentru susținerea, până la urmă, așa cum se cuvine, a sărbătorilor de iarnă. Și dacă tot vorbim de sărbătorile de iarnă, vreau să-i anunț pe romașcani că astăzi este ultima zi pentru înscrieri la evenimentul dedicat celor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, Nunta de Aur. Până în acest moment avem un număr de 58 de familii înscrise, mai avem și astăzi, așa cum vă spuneam, termen pentru înscriere și în perioada imediat următoare vom demara toate activitățile necesare pentru organizarea acestui eveniment, care reprezintă și acesta o recunoaștere pentru viața în familie, la nivelul comunității noastre și sunt exemple care trebuie promovate pentru a fi urmate de cât mai mulți dintre semenii noștri.
De asemenea, tot în această perioadă lucrăm și la programul pentru sărbători și la programul pentru Revelion. Discuțiile sunt foarte avansate în sensul în care deja am reușit să facem programul și în aceste zile semnăm și contractele pentru concertul de anul nou. Vom începe activitățile la ora 21. Suntem într-un parteneriat cu mai multe orașe din Moldova pentru ca între noi să împărțim o serie de artiști care vin în zona noastră și aceste municipii sunt Suceava, Botoșani și Piatra Neamț. Așadar, vă spuneam, concertul va începe de la ora 21 cu un recital al Paulei Selling. De la ora 21:40 va intra bere gratis. De la 22:30 vom promova și o serie de artiști locali pe care i-are municipiul Roman. La 23:05 va intra pe scenă Ada și Band. De asemenea, cu câteva minute înainte de anul nou, de numărătoarea inversă pentru a intra în anul 2019, îmi doresc foarte mult să-i aduc la cunoștința publicului pe tinerii romașcani care au fost implicați în proiectul cu capitala tineretului, un proiect care a făcut să arate că Romanul are tineri de viitor, tineri de succes și vreau ca pe toți acești tineri să-i prezint romașcanilor. Așadar, practic, ultimele 10 minute le vom dedica tinerilor din Roman. Va urma spectacolul de artificii, după care vom închide spectacolul de Revelion cu un recital al cunoscutei artiste basarabence Adriana Ochișanu. Așa cum am anunțat într-o conferință anterioară, am lansat acea aplicație de sesizări online, aplicație intitulată Pentru Roman. Vreau să vă informez că deja în această scurtă perioadă de când a fost implementată, un număr de 525 de utilizatori s-au înscris în această aplicație. S-au înregistrat un număr de 98 de sesizări, marea majoritate privind străzi, alei, trotuare. Practic această secțiune a fost cea mai cu cele mai multe probleme raportate. Ulterior am avut secțiunea altele, iluminat public, parcări neregulamentare, spații verzi, situații de urgență. În momentul de față, cred eu că există un feedback foarte bun între cetățeni și primăria municipiului Roman, în sensul în care pentru fiecare sesizare primită se primește un răspuns din partea colegilor mei din primăria municipiului Roman. Atunci când sunt necesare clarificări suplimentare, trimitem mail și de aceea recomandarea mea este ca mail-urile cu care sunteți înscriși să fie mail-uri pe care să le folosiți în mod curent pentru a ne răspunde la solicitările de clarificare pe care uneori mai sunt necesare și împreună să îmbunătățim această aplicație de la o perioadă la alta, scopul nostru fiind unul comun, acela de a rezolva problemele care apar pe raza municipiului Roman și de a ne menține un nivel de confort și un nivel de calitate al vieții cât mai ridicat pe raza municipiului Roman. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință și pe mai departe vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ce este capul ăsta? Puteți... Da, sistemul de autoevaluare al... Practic, la nivelul fiecărui compartiment, la nivelul fiecărui serviciu, trebuie să existe un sistem de autoevaluare a activității și obiectivul nostru comun al tuturor reprezintă tocmai
performanța la nivelul sistemului public, o performanță pe care eu o doresc cât mai, cât mai ridicată. Și atunci această echipă sau cei care am făcut parte din delegație sunt reprezentanți sau conducători ai diferitelor structuri din cadrul Primăriei Municipiului Roman, care trebuie să aibă și capacitatea de a se autogestiona la nivelul serviciului din care fac parte. La un moment dat, implicarea lor nu trebuie să fie doar la nivelul unor ordine venite de la nivelul conducerii, ci trebuie să fie și o delegare a competențelor, iar pentru acest lucru trebuie ca fiecare dintre șefii de serviciu sau persoanele desemnate din serviciile, din direcțiile respective, să aibă capacitatea de a face evaluarea personalului din subordine. Practic, sunt sisteme pentru o capacitate administrativă mult mai ridicată. Vă spuneam, pe lângă managementul calității, și practic noi urmărim prin acest proiect și autorizarea la sistemul nou de management a calității 9001-2015 și acest sistem de autoevaluare. Okay. Ați vorbit despre activitatea poliției locale din Oradea. Vreau să vă întreb dacă și pentru poliția locală din Roman o să vorbiți cu ei, să fie la fel de activ și la fel de... Să ne așteptăm pe viitor să fie mai... Eu vă pot spune că în momentul de față consider că poliția locală de la Roman este destul de activă, însă nici la Oradea și nici la Roman și nici nicăieri în țară nu o să vedeți un organ de control care să fie popular printre cetățeni. Deci acel organ de control care aplică sancțiuni nu va fi niciodată popular, însă în același timp puteți și aveți exemple peste tot în Europa și în lume că disciplina se face doar prin măsuri punitive. Și doar prin măsuri punitive putem să vorbim despre comunități mai curate și mai civilizate. Deci, în continuare, poliția locală își va face datoria, poliția locală va aplica în continuare sancțiuni, chiar dacă acestea nu sunt pe placul romașcanilor. Ce obligații revin primăriei, ce obligații revin furnizorului, cât ce redevență plătește da. Proiectul anul ăsta. Sunt cele publice care au fost aprobate prin hotărâri de Consiliul Local și aveți anexa pe site și contractul. Dar ca să-mi fie mai ușor la redactare, știți, spuneți-ne astea câteva detalii, dar le știți. Păi le știu, la fel cum le știți și dumneavoastră și le puteți lua de pe site. Le vă citesc eu acolo. Da. Spuneți-mi, de ce e cam slăbuți târgul de Crăciun de anul ăsta? Adică mai vin de acum încă... Urmează să mai vină, da. E abia la început. Sunt alte târguri care se mai organizează prin alte localități în această perioadă. Au fost târguri de Sfântul Nicolae și ulterior, încet cu încet, încep să se popleze. 20 de căsuțe am adus. Căsuțele sunt ale noastre, ci da. Încasează Viobete. Viobete. Și ei dau o cotă parte. Dau o cotă parte pentru susținerea concertului de Revelion. Se face micro Revelion în primărie? Cred că da. Contribuția salariaților, da? Exclusiv. Cam ce furnizor de servicii crede că ar putea fi avea puncte de lucru în primărie? Nu, stați un pic, eu v-am spus de la început că acest lucru va fi greu de implementat la Roman, tocmai prin prisma faptului că nu suntem reședință de județ. Eu în momentul de față gândesc un sistem de birou unic doar pentru serviciile din Primăria Municipiului Roman. Ulterior, dacă vom putea să atragem și alte zone de interes. De asemenea, există o solicitare și din partea Consiliului Județean pentru punerea la dispoziția a unui spațiu pentru un salariat în vederea acordării de consiliere și de relaționare cu Consiliul Județean. Mă gândesc chiar în interiorul acestui birou unic că putem să creăm un spațiu în care, iată, poate fi un prim pas de aducere a unor instituții județene la nivelul municipiului Roman. Recent Uniunea Europeană a
trebuie comunități urbane, începând cu București, pentru gradul mare de poluare. Dacă la Roman agenția v-a mai vizitat, că știți că anul trecut au fost două sau... Au fost două depășiri anul trecut. În momentul de față nu avem informații să avem depășiri, chiar dacă sunt, ele sunt ocazionale și nu au un caracter permanent. Le-ați mai cerut să actualizeze, să revină cu plasma aceea care era extrem de utilă în centrul orașului? Din păcate, e un sistem al lor propriu, va trebui să luați legătura cu ei. Înțeles că s-a detectat plasma și n-au reușit să mai înlocuiască. Nu-i puteți sprijini? Sub nicio formă. E vorba de o instituție guvernamentală și Primăria Municipiului Roman nu are o astfel de competență. Da, și acum o rugăminte, cel puțin din partea mea, la evenimentele care au loc, este evident că se fac fotografii de către fotograful plătit al primăriei. Am dorit ca aceste fotografii să fie postate, mai ales atunci când există comenzi pentru ziare, să fie postate în aceeași zi ca să le putem utiliza. Eu, de exemplu, nu mă prea pricep, nici n-am aparatură pe comandă, nici nu mă prea pricep să fac și atunci noi încercăm pe cât posibil atunci când avem evenimente toate aceste fotografii să le urcăm pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului. Da, da, depinde și depinde de ora la care. Redactorul care are un articol plătit, doamnă, vine cu aparatul de acasă și își face poze dacă e plătit, că primește comisiune. Da. Hai, lăsați-o să încercăm în aceea zi să punem pozele. Și da. Vine cu aparatul, își face poze și... Mai nu, este plătit din bani public, fotograf care să facă fotografii. Pentru promovarea primăriei, da. Da. Nu a... Păi da. Mulțumim. Mă rog. Vorbeați de referitor la birou unic, după vizita de la Oradea. Cum funcționează într-o formă birou unic la primărie? Ce noutăți acum să știi adusă? Acolo, inclusiv plata taxelor și impozitelor se face la acest birou unic. Practic, cum avem noi mai multe ghișee pe partea de pe partea direcției de taxe și impozite locale, acolo mai putem îmbunătăți activitatea în cadrul acestui birou unic, însă trebuie să găsim o locație mult mai generoasă care să permită amenajarea acestui birou unic. Și bineînțeles, ulterior, pe bază de bon, în funcție de serviciul la care ai nevoie, bonuri de ordine pe care noi le avem deja, dar trebuie să le adaptăm pentru noul sistem, poți să-ți programezi și să aștepți în funcție de ghișeul la care ai treabă, poți să aștepți și nu trebuie să mai stai la coadă sau nu trebuie să mai ai direct, contact direct decât cu o singură persoană. Mai mult decât atât, tot acest contact direct va fi în permanență înregistrat video și audio. Acest lucru protejând pe de o parte cetățeanul, dar în același timp protejându-i și pe colegii mei din primărie în eventualitatea unor anumite abuzuri sau anumitor reclamații care pot genera un grad mai ridicat de civilizație. Domnule primar, vă rămân aici la vizita asta la Oradea. Știm cu toții că municipiul Oradea a avut un boom de dezvoltare. A mers foarte bine, s-a ridicat de la aproape nimic, la un oraș foarte, foarte cunoscut, bine dezvoltat, economic vorbind, da? M-ar interesa să știu dacă pe lângă toate aceste subiecte pe care și avantaje pe care ne le-ați spus până acum, dacă v-ați consultat cu primarul municipiului legat de chestii care se ducă la creșterea nivelului de trai pentru cetățean. Mă gândesc la modul în care au scăpat de câinii vagabonzi sau dacă au un alt management al câinilor comunitari, poate mai avantajos pentru populație sau pentru municipalitate. Modul în care își eliberează trotuarele și străzile de zăpadă, înghețuri și așa. Adică, până acum ne-ați spus de măsuri punitive și creșterea amenzilor progresiv pentru parcare și ceva care să folosească cetățenilor. Păi nu. În principiu, să știți că aici sunt două lucruri pe care trebuie să le analizăm. Odată, sigur că din punct de vedere economic, așezarea
geografică a Oradei, chiar la aproape de vama cu Ungaria, a generat o dezvoltare economică și apariția unor firme acolo în zonă. De asemenea, faptul că Oradea este municipiu reședință de județ în actualul exercițiu financiar, când s-au stabilit axele de finanțare pentru municipiile reședință de județ, s-au alocat sume separate. Practic, fiecare municipiu reședință de județ are posibilitatea de a atrage sume de bani 100-150 de milioane de euro, care sunt dedicate doar pentru ei și nu intră într-o competiție directă cu nimeni altcineva. Ceea ce, la nivelul unui municipiu cum este Romanul, e mai greu de realizat, noi intrând în competiție cu toate municipiile din regiunea nord-est. În ceea ce privește aspectul semnalat de dumneavoastră în legătură cu câinii comunitari, eu consider că la Roman nu mai este de mult o problemă aceasta de gestionare a câinilor fără stăpân sau a adăpostului. Mergând mai departe, parte de dezăpezire, iarăși poziția geografică îi avantajează foarte mult, în sensul în care au foarte puține căderi de zăpadă spre deloc. Însă e adevărat că în ceea ce privește salubritatea, nu există decât aceste măsuri punitive la adresa operatorului de salubritate atunci când nu își face treaba cum trebuie, la adresa cetățeanului care nu respectă normele de conviețuire și la adresa asociațiilor de proprietari atunci când nu îngrijesc terenurile și căile de acces către imobile pe care le au în administrare. În rest, sigur că pentru cetățean și interesul creșterii calității vieții reprezintă un deziderat al fiecărui primar și până la urmă al fiecărui cetățean. Și atunci, dacă la nivelul unei comunități ai o infrastructură rutieră și pietonală destul de bună, dacă reușești să atragi investitori, să generezi locuri de muncă la nivelul unei comunități, din punct de vedere al consumului, zic eu, iarăși, poate s-au făcut mai mult decât cazul investiții în magazine de profil. Ai un oraș curat, un oraș civilizat, poți discuta de o creștere a calității vieții și, bineînțeles, iarăși un avantaj al municipiului Oradea, municipiul reședință de județ, mai ai posibilitatea și o piesă de teatru, mai ai posibilitatea și un film și așa mai departe. Toate aceste lucruri se vor întâmpla și la Roman, așa cum v-am anunțat de mai multe ori public. Primăria municipiului Roman va atrage în următorii 4 ani circa 45 de milioane de euro. Ca deja de anul viitor vor începe să se vadă aceste investiții, primii 10 milioane de euro aproximativ vor intra anul viitor în Roman și toate aceste lucruri nu vor face altceva decât să crească nivelul calității vieții și la nivelul municipiului Roman și să avem cetățeni cât mai fericiți și mulțumiți de serviciile publice pe care le prestează Primăria municipiului Roman. Mi-aș dori dacă la nivelul primăriei, și e o discuție pe care am avut-o inclusiv cu domnul primar Bolojan, dar și cu ceilalți colegi primari din țară, cred eu că în momentul de față primăriile sunt printre cele mai eficiente instituții publice din România. Sigur, nu suntem încă la nivelul pe care ni l-am dorit noi, dar dacă vă uitați în ultimele sondaje de opinie, primăriile au crescut ca și grad de încredere în rândul populației, tocmai prin faptul că primarul este cel care are un contact direct și permanent cu cetățenii din localitatea pe care o conduce. Și atunci interesul primarului este de a rezolva cât mai multe din problemele comunității. Așa cum vă spuneam, contactul este în permanență, în mod direct și nemijlocit, spre deosebire de alte instituții ale statului, unde îți este mai greu relaționarea cu conducătorul ierarhic superior. Trec la alt subiect, că spuneați de vânzarea brazilor. Mă întrebam dacă primăria sau dumneavoastră personal ca edil al municipiului v-ați implica într-o campanie de întreruperea tăierii brazilor și de încurajarea brazilor în ghiveci, care, după perioada sărbătorilor, să facă parte integrantă din... Că tot m-ați întrebat despre mine personal, eu vă spun că și anul trecut și în acest an voi avea tot brad în ghiveci. Deci, cu alte cuvinte, încurajez cât mai mulți dintre romașcani să folosească acest tip de brad de Crăciun.
Și, sigur, ulterior să-l planteze acolo unde doresc și unde cred de cuvință. Da, sunt de acord în ceea ce privește acest lucru. Mergând mai departe, la cele tineri nominalizați pentru voluntarul anului și la necesitatea votului pentru școala Carol I, puteți spune că nu mai funcționează sistemul acela de avertizare pe telefon, domnul deputat Ioreanu, când era... Ba da, știu, acela încercăm să-l folosim doar pentru situații de urgență și pentru doar în cazuri necesare. Considerăm că în momentul de față, odată cu avansarea tehnologiei și gradului de utilizare a tehnologiei în rândul populației, aceste sisteme noi, să spunem, de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare poate compensa foarte bine varianta clasică a SMS-ului. Rămâne și aceasta o opțiune, însă preferăm să folosim variantele online și care nu generează costuri pentru Primăria Municipiului Roman. O completare la întrebarea lui Neamțu. Ați fost înștiințați de conducerea școlii serviciului didactic despre participarea corului participanții? Da, mi s-a spus sâmbătă la Muzeul de Istorie, însă era foarte, foarte târziu pentru a mai... Iar te-a ajutat locul 8, cam nemeritat. Știu. Am urmărit reacțiile, din păcate n-am putut să văd intervenția lor pentru că am fost la un alt eveniment la nivelul primăriei, organizat la nivelul Romanului. Era bine, dacă știam mai din timp, puteam să-l promovăm altfel. Cu siguranță, dar știți cum e, trebuie să cer și ajutorul când... Și au fost și mai buni decât cei de... Eu sunt de acord și chiar am încredere în ei și eu îi susțin tot timpul. Spuneți-mi, vă rog, domnule primar, unde se desfășoară nota de aur? Nu am stabilit încă locația, așteptăm prima dată să definitivăm numărul de persoane și ulterior, în funcție de numărul persoanelor, stabilim unde să mergem. Dar dacă se va face cumva în afara orașului? Nu, sigur nu. Nu? Nu. Vreau să știu dacă nu se pune la dispoziție un șirul de transport. Deci sigur nu se va face în afara orașului. Ok. O altă întrebare ar fi, a trecut două săptămâni de rând în soare. Și numărarele de zăpadă sunt în continuare creditoare sau transformat în gheață chiar. Că dacă așteptăm să se topească, o să așteptăm multă vreme. Unde anume? Dați-mi în zonă punctuală. Oraș. Păi, în oraș. Livreze parcările, da. Ședința, aruncând blocuri întregi de gheață în mijlocul străzii. Păi dați-mi, indicați-mi acele persoane și noi îi amendăm. Dacă pentru că nu... Privată de cineva. Poftim? Zăpada noastră e ridicată de... Nu. Cineva. Pentru că acest lucru generează costuri. Faptul că cineva își dezăpezește locul de parcare și îl aruncă înapoi pe stradă sau pe trotuar, nu e în regulă și poate fi sancționat. Dacă aveți astfel de cazuri punctuale, vă rog să mi le semnalați. Vă dau un exemplu aici. Eu nu știu străzile, îmi pare rău. Vi le spun eu, dați-mi zona că vi le spun eu, le știu pe toate. Casa de cultură, intrarea prin spate... Unde Unirii, strada Unirii. Da. Eu vorbam de zăpadă, nu am decât mașina mea. Bine, nu am o mașină. Da. Locul ăla nu e de parcare. E spațiu public, e un colț de... Doamne, obstrucționează circulația pe trotuar? Greu, că... O să merg până la fața locului și o să văd. Da, deci, înțeleg că sunt locuri punctuale, nu e în tot orașul, adică tot orașul. Pe asta zic, când generalizăm, spunem tot orașul, la nu Medirom, e ok. La Medirom și fostul este patinoar, țurgâtul acolo, lejer, în zona asta aici, între Medirom și... Și bloc? Da, și blocul și aleia care... Da, dar unde, pe trotuar sau cel care duce în spatele blocului? Efectivă, care duce, în spatele blocului? Da. Verific și acum. Adică, aș spune doar să trimită spre cineva în teritoriu. Mi-a semnalat cele două adrese, le verific. Apropo de semnalări și sesizări, ați spus că au fost 98 de sesizări pe aplicație? Da. Câte s-au rezolvat? Mare parte dintre ele. Undeva cam la 86. Unele sunt în curs de rezolvare. Pentru că sunt și anumite sesizări care privesc acțiuni pe termen mai lung și atunci noi le închidem doar în momentul în care se finalizează și ultima etapă. Ele sunt marcate în curs de rezolvare și când se finalizează, atunci se închid. Ok, mulțumesc. Apropo de corul
eu am vorbit cu domnișoara consilier pe 5 decembrie și am anunțat-o. Nu v-am sunat direct pe dumneavoastră pentru că am zis... Nu, dar acolo, deci, eu v-am spus, abia sâmbătă, în jurul orei 12, cred, am avut o discuție cu doamna director de la școală, în care mi-a comunicat acest lucru. În ultima, cred, ședința Consiliului Seniorilor, li s-au solicitat ridicarea mașinilor abandonate, s-a făcut ceva? Nu, aici am avut un caz punctual din proximitatea persoanei respective. Am trimis poliția la fața locului pentru identificarea proprietarului acelei mașini, însă vreau să se facă foarte bine diferențierea între o mașină abandonată pe domeniul public sau o mașină care stă permanent pe un loc de parcare pentru care plătește chirie. Deci aceea nu putem considera mașina abandonată. Faptul că omul optează să nu circule prea mult cu mașina e strict opțiunea personală. Da. Nu. E, din punctul acesta de vedere, vreau să vă spun că eu nu cred că la Roman este fezabilă investiția într-o mașină care să ridice mașinile parcate greșit sau abandonate pe domeniul public. Numărul acestora nu este chiar atât de ridicat. Plus, costurile sunt destul de semnificative, în sensul în care trebuie să creezi un depozit special, va trebui să ai și salariați, va trebui să ai și investiția în acea mașină care să... Să zici. Cine a zis? Păi, a fost dat... Când a fost dat? Dați-mi și mie hotărârea. Păi dați-mi hotărârea de Consiliu. Dați-mi hotărârea Curții Constituționale. Vreau să mă interesez. Chiar vă rog. Păi știu, da. Și a doua întrebare, sper să nu deranjez pe colegul meu. Dacă au dispărut două echipe mari de la CSM, nu s-a restructurat niciun post din organigramă? Păi eu nu înțeleg de ce asociați echipele profesioniste cu activitatea clubului. Pentru că, așa cum v-am spus dumneavoastră, până acum activitatea era canalizată pe două secții. În condițiile în care ne dezvoltăm activitatea și vom merge pe toate cele 7 secții, activitatea colegilor de la secția sportivă din cadrul Clubului Sportiv Municipal va crește mult mai mult. Da. Pentru că trebuie să te ocupi de 7 secții, nu de 2. Și competițiile vor fi mult mai multe. Legat de asta, dacă poți să intervin un pic, da. Noi nu mai știm de la CSM ce s-a întâmplat cu campionatul ăla de juniori, că nu mai... Păi el se află în desfășurare, știu că sunt postări zilnice pe pagina de socializare a clubului sportiv. Eu chiar am văzut că și în acest weekend. Deci eu mă uit... Eu vă înțeleg și vreau să spuneți că e foarte bine cu Facebook. E foarte bine cu Facebook în relația cu cetățenii. Întrebați orice specialist de care se pricep pe social media și o să vă spună că o postare pe o pagină de Facebook ajunge la 5 sau 10% din cei care sunt abonați la pagina respectivă. Deci, asta înseamnă că, de exemplu, eu nu primesc aceste informații, cu toate că am dat like paginii și o primesc. Nu știu, eu știu că problemele sunt la cont și nu la pagină. La pagină, din momentul în care ai dat like, nu știu, mă rog, acest lucru va trebui verificat. Unu, doi, eu personal, dacă am un interes să aflu ceva despre activitatea cuiva, pot să intru și să văd. 3. Atâta timp cât competițiile... Eu sunt de acord cu dumneavoastră și eu o să fac. Da. Ideea e în felul următor, că atâta timp cât competiția este abia în curs de desfășurare, sigur, când vom ajunge la etapele finale, probabil vor promova acest lucru. Eu, din câte știu, postările de la CSM sunt publice, apar și oricine dorește să obțină informații despre o competiție organizată de ei, o poate face. Pe toate căile, fie telefonic, fie... O persoană care este purtător de cuvânt, asta face, postează mesaje pe... Da, nu știu dacă neapărat e purtător de cuvânt, în relația cu presă. Cu tot respectul, nu așa e o relație cu presă dacă vor să-și promoveze activitatea. Da. Deci, în momentul ăsta, nu pare că ar vrea să-și promoveze activitatea. Da. Aici... competiția asta o trimis strict
un comunicat de presă la început pe partea că se va face înscrierea și liniște totală. Păi, nu, nu e nicio liniște totală. Eu încă o dată vă spun, urmăriți pagina de Facebook a CSM și o să vedeți postări de la toate aceste evenimente. Pentru că ați spus de Oradea și ca prelungire la ce a spus colegul meu, ne-am uitat pe site-ul dumnealor și au niște știri chiar pe prima pagină, foarte actualizate, cu ce se întâmplă în municipiul Oradea. Probabil au o persoană desemnată pe chestia asta. E ca un mini-ziar anexat de primărie și foarte util. Noi ne-am uitat acolo, chiar de acolo am fost informați cu vizita dumneavoastră. Lucru care nu s-a întâmplat cu comunicatorul dumneavoastră. Deci ei au dat maximă urgență pentru că au probabil o persoană desemnată și ca prelungire mai lungă decât asta pentru colegul vostru, ar trebui ca persoana desemnată de dumneavoastră să emită totuși comunicate de presă care să fie postate pe pagina primăriei și noi să le putem prelua de acolo exact în forma copy-paste și cu poze și cu tot ce trebuie. Am înțeles. Deci, ca să vă răspund că eu înțeleg până la urmă unde bateți, noi nu am vrut să promovăm această vizită la Oradea până în momentul în care nu aveam niște concluzii de acolo. Eu spun că astăzi, venind în fața dumneavoastră, v-am răspuns tuturor întrebărilor legate de această vizită. Sigur că fiecare dintre noi, fiecare activitate, fiecare domeniu poate fi îmbunătățit și putem vorbi de perfecționare continuă și îmbunătățire continuă. Am emis comunicate de presă în ultima perioadă. Eu în continuare spun că am convingerea că există o comunicare bună între Primăria Municipiului Roman și dumneavoastră mass media și mai ales cu cetățenii Municipiului Roman, în condițiile în care promovăm toate evenimentele și toate acțiunile care au loc la nivelul Primăriei Municipiului Roman. Dacă mai sunt lucruri de îmbunătățit, sigur le vom îmbunătăți. Vis-a-vis de acest lucru, va mai fi un ziar al primăriei la sfârșit de an? Vom încerca să realizăm și acest lucru, să vedem în ce măsură ne vom încadra și cu tipografia. E o problemă cu tipografia cu care lucram în sensul în care a renunțat la această activitate. Va trebui să identificăm o altă tipografie care să tipărească acest ziar. Vis-a-vis de activitatea de amenajare a parcării, ați putea vorbi cu această firmă renumită care a lăsat o bucățică de trotuar acolo și acum s-a topit zăpezile și romașcani înnoată puțin prin norul ăla. E o bucată de 25 de metri pe care au lăsat-o ca să-și pună eticheta, probabil că e firmă renumită și știu să finalizeze lucrările. Și ca prelungire, poate trasează cineva o trecere de pietoni unde a fost provizorie măcar. Știu că firma răspunde și de semnalizare. Nu răspunde firma. Semnalizarea o face Primăria Municipiului Roman, însă condițiile meteo în momentul de față nu permit... Măcar să pună dalele alea peste... Nu permit în momentul de față marcajul pentru trecerea de pietoni. Imediat ce vremea ne va permite acest lucru, vom face și trecerea de pietoni. Bucățica de trotuar poate... Acum mi-ați spus despre ce e vorba, voi lua imediat după conferință. Scuze, posibilitatea de a folosi genul de marcaj pe care l-au folosit și de la Roman Garden Center, care se lipește efectiv pe asfalt? Nu știu, n-am cunoștință ce fel de marcaj au folosit acolo. E posibil să fi folosit acel bicomponent pe care îl folosim și noi pe parcările mari, pe trecerile mari de pietoni. E bicomponent, vă spun eu. E o firmă din Bacău care se ocupă. Dar, încă o dată, nu faceți confuzie între o firmă privată și o instituție publică. Firma privată își poate alege oricând, în orice moment, orice partener cu care să lucreze. O instituție publică trebuie să treacă printr-o procedură de achiziție publică. Okay. Vis-a-vis de evenimente, va fi un Moș Crăciun cu daruri și anul acesta? Cu siguranță va fi și caleașca lui Moș Crăciun. Încă nu este finalizat programul, se lucrează la acest lucru. Și vă vom informa în timp util cu toate locațiile unde va fi prezentă caleașca, inclusiv orele. Și legătură cu festivalul de datini? Și cu festivalul de datini vom avea miercuri o întâlnire cu primarii din Roman Metropolitan, dar iarăși aceste lucruri nu vi le-am adus la cunoștință, că prima dată trebuie discutate și ulterior vi le aducem și la cunoștință. Miercuri veți stabili ce vine fiecare. Exact.